deschideți împreună cu mine la Psalmul 84. Vom medita pentru câteva momente înainte ca să venim înainte Domnului cu rugăciunile noastre pentru diverse motive. Vom medita la acest psalm minunat și probabil că vom medita și duminica viitoare, seara, tot la acest psalm. Este un psalm absolut minunat, un psalm al lui David. David se află în exil în momentele în care scrie acest psalm, departe de casa Domnului, departe de copiii Domnului, și tânjește din toată inima lui ca să fie din nou în casa Domnului. Asta este contextul psalmului. El este departe de templu, departe de părtășia copiilor lui Dumnezeu și este îndurerat de această realitate. Și îl spune în felul următor: cât de plăcut sunt locașurile tale, Doamne al oștirilor. Sufletul meu suspină și tânjește de dor după curțile Domnului. Inima și carnea mea strigă către Dumnezeul cel viu. Dorul după casa Domnului este așa de real pentru David, așa de profund, așa de pronunțat, încât David folosește acest limbaj metaforic ca să ne arate că efectele acestui dor transcend doar sfera spirituală sau doar sfera psihică, și dorul acesta devine o simptomă fizică pentru el. Trupul lui geme de dor pentru casa lui Dumnezeu. Carnea lui îl doare pentru că nu este în casa lui Dumnezeu. Și să știți că această realitate este des întâlnită și de noi. O experimentăm fiecare dintre noi aproape zilnic. Dorințele intense, grijul profund, stresul, dacă vrem să folosim un termen contemporan, este ceva care îl experimentăm în fiecare zi și vedem cum aspectele acestea psihice, cum gândirea noastră, cum grijurile noastre sau cum dorințele noastre sunt experimentate de trupurile noastre atunci când suntem îngrijorați despre ceva. Nu? Parcă simțim așa o durere și zic, parcă mă doare inima. Apropo, inima nu doare, biologic vorbind. Dacă chiar te doare inima, mai ai cam 3 minute de trăit. Ia o aspirină repede, sună la 112. Da? Inima nu doare. Te doare, ai indigestie, te doare sub inimă, în partea abdomenală, te doare musculatura în zona inimii și așa mai departe. Astea sunt simptome care de multe ori sunt confundate cu tot felul de probleme cu inima. Dar dacă persistă și dacă este intens, sunați la salvare, nu vă jucați. Dar David spune, dorul acesta care l-am pentru casa lui Dumnezeu se manifestă așa de profund încât realmente mă doare trupul. Și noi experimentăm aceasta. Când suntem îngrijorați despre probleme la servici sau în viața de zi cu zi, începem și ne doare capul, ne doare burta și nu știm ce e cu noi. Problema este aici, dar nu este în trupul nostru. Se manifestă ca și simptomă în trupul nostru. Sau atunci când suntem departe de cei dragi ai noștri, mai ales tinerii îndrăgostiți simt asta. Când nu se văd pentru o durată de timp mai lungă, deși la tineri și 5 minute în ziua de astăzi este mult. Este așa de îndurerat. Și realmente îi doare trupul, îi doare corpul, pentru că au o dorință, tânjesc ca să vadă pe cel drag, pe cel iubit. Dorințele noastre sau grijurile noastre, da? Ceea ce mintea noastră se concentrează asupra, produce efecte și simptome în trupurile noastre. Și pentru David, în exil, fiind departe de casa lui, departe de templu, dorința și dorul care se manifestă așa de profund, încât trupul lui este afectat, este dorul ca să fie din nou în casa lui Dumnezeu. Nu este dorul neapărat pentru prietenii lui, nu este dorul ca să mănânce din nou mâncarea lui favorită sau să aibă confortul care îl avea înainte, ci dorul ca să fie din nou în casa lui Dumnezeu. Îl muncește așa de profund încât realmente îl doare, și David spune că îl doare carnea și inima lui și el strigă către Dumnezeu. Este o metaforă prin care el spune că trupul lui este așa de afectat încât simte că singura izbăvire de la durerea aceasta, care o simte până în oasele lui, în carnea lui, este să fie din nou în casa lui Dumnezeu.
Și el vrea cu ardoare ca să fie din nou în templu, să fie în părtășie, să fie în închinare. Nu că Dumnezeu ar fi departe de noi, oriunde am fi, da? Să nu facem o greșeală, Dumnezeu într-adevăr este omniprezent, El este prezent peste tot, în egală măsură, dar cu siguranță nicăieri nu este mai aproape Dumnezeu de noi decât în templul Său, decât acolo unde sfinții Săi sunt adunați ca să se închine Lui. Într-adevăr, Dumnezeu este la fel de prezent peste tot pe această planetă și în întreg universul. Dar percepția noastră a lui Dumnezeu, felul în care ne relaționăm la Dumnezeu, nu este la fel oriunde am fi. Nu te simți la fel de aproape de Dumnezeu când ești la un meci de fotbal, cum te simți când ești în casa lui Dumnezeu. Când ești împreună cu alți oameni care sunt acolo să se închine lui Dumnezeu. Dumnezeu este la fel de prezent în seara aceasta pe un stadion de fotbal. Dar nu ai cum ca să simți prezența lui Dumnezeu în același fel pe un stadion de fotbal cum poți să simți aici la Biserica Sfânta Treime. Deci întâlnirea credincioșilor în casa lui Dumnezeu, într-un loc și un timp dedicat închinării lui Dumnezeu, este extrem de important. Noi nu considerăm că clădirea este importantă, dar are și ea un rost. Ea este consacrată și pusă deoparte ca să fie folosită în scopul de a aduna la oaltă oameni care se închină lui Dumnezeu. Eu țin minte când eram mic, clădirea bisericii unde am crescut era o clădire foarte mare. Avea multiple etaje, la subsol, era sală de sport, era bucătărie, tot felul de anexe. La primul etaj era sanctuarul și deasupra iară erau anexe, era apartamentul unde locuiam cu familia. Dar sanctuarul era special. La toate celelalte etaje și în toate celelalte anexe puteam să alergăm ca și copii, puteam să fugim, puteam să ne jucăm. Dar când treceam pragul și intram în sanctuar, acolo știam că acolo nu-i voie să fugi, acolo nu-i voie să strigi, acolo nu-i voie să mesteci gumă. Este absolut normal ca să existe un respect inclusiv pentru o locație dedicată ca să fie folosită spre închinarea lui Dumnezeu. Cuvântul în sine, sanctuar, dacă te gândești la ce înseamnă, vine de la cuvântul sanctus în latină, da? Care înseamnă sfânt. Ce înseamnă sfânt? Pus deoparte. Noi suntem o biserică, așa cum suntem porecliți de unii, biserica de la bloc. Pentru că ne aflăm la parterul unui bloc. Este cel mai sfânt parter de bloc din oraș. Pentru că este pus deoparte pentru ca să fie folosit spre închinarea către Dumnezeu. Este un loc dedicat și sunt timpuri dedicate încât copiii lui Dumnezeu să se întâlnească și să se închine lui Dumnezeu. Ca atare, aici este, prin definiție, un loc sfânt. Un loc pus deoparte, un sanctuar. Nu ne închinăm sanctuarului, ci ne închinăm în sanctuar. Mulțumim Domnului pentru el și trebuie să tratăm inclusiv această binecuvântare cu respect și cu mulțumire. Nu este greșit ca să ne comportăm cu respect față de locul în care ne întâlnim. Să mulțumim Domnului pentru el. Să învățăm copiii noștri că mergem la biserică. Și că noi suntem biserica. Biserica este adunarea sfinților într-un loc. Sau cel puțin manifestarea supremă a bisericii este atunci când ea se adună într-un loc ca să se închine lui Dumnezeu. Dumnezeu este mai aproape, sau cel puțin îl simțim mai aproape, atunci când suntem în casa Lui. Atunci când suntem în preajma altora care caută să-L găsească și să intre în comuniune cu Dumnezeu. Și așa de pronunțat este acest dor al lui David, încât David începe și privește cu invidie către păsările care își găsesc odihna în preajma casei lui Dumnezeu. David se gândește în mintea lui și zice, măi, eu n-am cum să ajung la templu, eu sunt în exil. Dar acolo la templu, în curțile templului, sunt niște păsări, niște rândunici. Și ele sunt mai binecuvântate decât mine pentru că ele pot ca să fie în preajma templului. Și privește David cu invidie la aceste păsări. Și uitați ce spune David. Până și pasărea își găsește o casă acolo. Și rândunica, un cuib unde își pune puii. Ah, altarele tale, Doamne al oștirilor, împăratul meu și Dumnezeul meu. David este invidios de aceste păsări. Și el spune, dacă aș putea ca să fiu și eu, ca și o pasăre din asta, care și ea până la urmă poate ca să locuiască în casa Domnului.
Și ne arată două aspecte importante prin această exemplificare, prin această metaforă. Și el ne arată aceste două aspecte prin exemplul acesta de păsările care locuiesc în preajma templului. Ne arată că ele își găsesc acolo, în templul lui Dumnezeu, două elemente importante. În primul rând, ele își găsesc o casă pentru el, o locuință, un adăpost pentru ele. Și în al doilea rând, ele își găsesc un cuib pentru puii lor. O casă, un adăpost pentru copiilor. Ele acolo se adăpostesc ele în primul rând și își aduc acolo copiii ca să fie în adăpostul templului. Și David ne arată că asta este foarte important pentru noi și el ar dori ca să fie și el acolo. Metafora, exemplu, este cu atât mai profund când ne gândim că ele sunt doar niște păsări, niște rândunici neimportante, fără valoare. Contrastul este intenționat între David ca și om, care nu poate fi în acel moment în templul lui Dumnezeu, și aceste păsări, care până la urmă n-au nicio valoare. Și ele pot ca să stea în casa lui Dumnezeu, ba mai mult, pot ca să-și adăpostească întreaga familie în templul lui Dumnezeu. Vedem în Matei 10 cu 29, de exemplu, când Domnul Iisus vorbește despre faptul că Dumnezeu este în control peste absolut tot. Și da acest exemplu despre faptul că nicio pasăre nu cade din cer, de la cer, fără ca tatăl ca să rânduiască. Și spune în felul următor, nu se vând oare două vrăbii la un ban, totuși niciuna din ele nu cade pe pământ fără voia tatălui vostru? Păsările erau în preajma templului deseori vândute pentru sacrificiu și erau vândute la un ban. Adică erau ieftine, nu dădea nimeni multă valoare pe ele. Mielul și alte animale mai consistente erau valoroase și erau scumpe. Dar păsările erau ieftine, nu erau animale de valoare. Și David spune, chiar și aceste animale, care în ochii omului n-au nicio valoare, pot beneficia de adăpostul templului. Și el le invidiază pentru că el nu poate. Și când ne gândim că aceste păsări nesemnificative, fără nicio valoare, beneficiază de siguranța templului, de odihnă în templu, de adăpost. Stăteau în curțile templului și ascultau păsările, nu că înțelegeau ceva, ascultau slujbele din templu, ascultau cântarea sfinților. Și David spune, aș dori să fiu și eu ca și un animal din ăsta fără valoare, dar să pot asculta și eu cântarea sfinților. Să pot să cânt și eu cu ei, să pot să ascult slujba din templu, să ascult cuvântul lui Dumnezeu. Toate acestea, vrea David să ne arate, că se află în casa lui Dumnezeu. Acolo este adăpost, acolo este odihnă, acolo este hrană. De aceea mergeau păsările acolo. De aceea căutau să se adăpostească acolo. Și David spune, acolo vreau să fiu și eu, să fiu adăpostit la umbra templului, la umbra casei lui Dumnezeu. Cum o pasăre își caută adăpostul la streșina casei, David spune, eu vreau să-mi fac și eu cuib acolo în casa lui Dumnezeu. Să am un loc permanent pentru mine și pentru cei dragi mie acolo în casa lui Dumnezeu. Și David ne provoacă să ne gândim la aceste păsări și să vedem ce am putea învăța noi de la ele. De la aceste rândunici, de la aceste animale neimportante. Ele sunt micuțe, docile, nu sunt nici măcar cele mai puternice sau cele mai istețe dintre păsări, dar totuși David ne arată că ele sunt cele mai binecuvântate. Și sunt cele mai binecuvântate nu prin valoarea lor, nu prin aptitudinea lor, ci prin simplu fapt că ele se adăpostesc în curțile templului. Prin simplu fapt că ele își caută casa în casa lui Dumnezeu. Ele acolo se duc și acolo stau. Și nu toate păsările sunt așa. Alte păsări mai capabile, mai mari, mai puternice, nu se adăpostesc la casa lui Dumnezeu, la templul lui Dumnezeu. Vulturul, de exemplu, este prea violent sau prea mândru, se crede prea puternic să adăpostească el în templu sau în casa unui om. El vrea să fie la înălțime, el vrea să fie pe cont propriu. Buvnița îi place întunericul prea mult, vrea să fie singură în pădure și nu ar putea ca să se adăpostească la casa omului sau la templul lui Dumnezeu. Rândunica, în schimb, și aceste păsări micuțe nu au nici putere, nu au nici aptitudini deosebite, dar în simplu fapt că ele sunt mici și neînsemnate,
își găsesc adăpostul în casa lui Dumnezeu și asta le dă o binecuvântare cu mult mai mare decât alte animale mai puternice, mai istețe, mai dibace decât ele. Și David ne arată că ele nu doar găsesc acolo o casă pentru ele, dar găsesc, spune David, și un loc, un cuib pentru puii lor. Și copiii, într-adevăr, trebuie să-și găsească adăpostul în casa lui Dumnezeu. În primul rând, trebuie noi să ne găsim adăpostul în casa lui Dumnezeu, trebuie noi să tânjim ca să fim la adăpost în templul lui Dumnezeu și, în al doilea rând, trebuie ca copiii noștri să-și găsească un loc acolo. Locul pentru copii este în casa lui Dumnezeu. Copiii, într-adevăr, trebuie să-și găsească adăpostul în casa lui Dumnezeu. Biserica este chemată să fie familia extinsă a copilului. Există un proverb american care spune "It takes a village to raise a child." Adică necesită un sat ca să crești un copil. Principiul este bun. Principiul este bun, dar nu necesită un sat. Necesită o biserică, o comunitate de credincioși în care copiii noștri să crească, în care copiii noștri să fie educați, în care copiii noștri să vadă exemple vii de ceea ce înseamnă a fi un om al lui Dumnezeu. Este în comunitatea credincioșilor unde copiii noștri sunt cei mai protejați și cei mai binecuvântați. Acolo unde adunarea lui Hristos este adunată, acolo copiii noștri sunt în siguranță. Acolo sunt liberi de stricăciunea și pericolul acestei lumi. În lumea în care trăim noi, biserica și familia creștină vor fi singurele locuri în care copilul va mai fi în siguranță. În scurt timp, dacă n-am ajuns deja acolo, este un pericol ca să-ți trimiți copilul și la școală. Este un pericol să-l mai trimiți la parc, să joace cu copiii de la bloc. Singurul loc în care copilul este în deplină siguranță în ziua de astăzi este într-o familie creștină și în familia extinsă creștină. Acolo el este protejat, cât timp poate fi protejat, de stricăciunea acestei lumi, de păcatul ei, de gândirea ei, de filosofia ei. Și biserica este chemată să fie o familie extinsă. În acest fel să crească împreună această comunitate, fiecare puișor, fiecare copil. Este o mare binecuvântare. Copiii noștri să aibă o familie extinsă. Să aibă mătuși, unchi. Nu de sânge. Da? Uitați, priviți la Sofia. Unde-i Sofia și unde-i mama ei? O binecuvântare deosebită. Ca un copil de câțiva anișor să aibă mai multe femei credincioase în viața ei. Nu doar una. Ca un băiat să vadă mai multe modele de un bărbat creștin. Nu doar tatăl. Să nu mai vorbim dacă tatăl nu e un model prea bun. Este o binecuvântare deosebită. Copiii noștri să crească în biserică. Este în comunitatea credincioșilor unde copiii sunt protejați și binecuvântați. Aici copiii sunt în siguranță. Aici sunt liberi de această lume. Și la fel cum păsările găseau un loc pentru puii lor în preajma templului, și noi trebuie să ne aducem copiii în casa lui Dumnezeu. Și noi trebuie să învățăm că aici sunt în siguranță, că aici se primește binecuvântarea, că există un loc și există o comunitate care le pasă de ei, care le vor binele, care se ghidează după principii corecte. Nu acolo, nu în lume, nu la școală. La școală poți învăța matematică, la școală poți învăța fizică. Dacă vrei ca să înveți cum să-ți călăuzești viața, dacă vrei cum să înveți cum să fii un om al lui Dumnezeu, trebuie să înveți din familia ta, din biserica ta și copiii trebuie învățați că aici vin pentru asta. Aici pot fi în siguranță și aici primesc o creștere sănătoasă. Este în casa lui Dumnezeu unde ei pot ca să cunoască adevărata bucurie. Până la urmă, asta este miza. Lumea și biserica oferă două variante diferite de ceea ce înseamnă bucuria. Lumea spune, asta înseamnă să fii fericit. Și așa poți să ajungi fericit. Bani, sex, droguri, distracții. Și dacă noi nu le oferim un alt context și o altă înțelegere despre ceea ce înseamnă a fi fericit și nu-i aducem într-un loc în care să experimenteze o fericire și o bucurie reală,
închinarea lui Dumnezeu, comuniunea cu Dumnezeul adevărat, este mult mai minunat decât orice fel de fericire care oferă lumea. Și este aici unde ei pot experimenta și gusta acest lucru, în așa fel încât să zică, nu vreau ce-mi oferiți. Voi mi oferiți fericire, dar eu am găsit o fericire superioară. Voi mi oferiți distracțiile acestei lumi, dar eu am găsit părtășia cu Dumnezeu. Eu am văzut de mic copil cât de fericit este un om care trăiește împreună cu Dumnezeu și împreună cu frații lui. Așa că este foarte trist când ne văd venind la biserică și plecând de la biserică și suntem cei mai triști oameni. Oh, frate, viața asta e așa de grea. Păi ce să mai zicem de ei? Din afară. Dacă vouă și nouă care trăim viața aceasta cu Dumnezeul atotputernic ne este așa de greu, cum le este lor, care n-au niciun sprijin și care n-au niciun ajutor? Dar știți ce se întâmplă? Este la școală și discută cu colegii, și discută cu profesori și știți ce le spun profesorii și colegii? Nu le spun că viața e grea. Oh, life is good. Fun. Party. Mama și tata, viața e grea. Dificilă, urâtă. Și copilul se uită la cele două variante de fericire și spune, măi, nu știu ce te zice mama și tata că Domnul e bun, că Dumnezeu e bun, că Dumnezeu e bucurie, că mama și tata nu sunt foarte bucuroși și nu sunt foarte fericiți. De aceea lupta pentru bucuria noastră, lupta pentru fericirea noastră în Dumnezeu, în Hristos, este extrem de importantă pentru familia noastră. Trebuie să ne găsim satisfacția în Dumnezeu ca cei din jurul nostru, în speță copiii noștri, să găsească satisfacția în Dumnezeu. Trebuie să spui la copil, iubește pe Dumnezeu, caută-L pe Dumnezeu. Să uite copilul la tine, de ce? Să devin ca și tine? Să devin ca și tine? Unul care nu-i satisfăcut de nimic? Unul care nu-i fericit? Unul care tot timpul să numai bombăne? Ce să caut pe Dumnezeu? Să fiu ca și tine? Colegii mei sunt fericiți. Colegii mei n-au nicio grijă. Dar este în biserică. Este în templul lui Dumnezeu. Unde copilul poate ca să vadă și să învețe ce este adevărata bucurie. Bucuria care vine din închinarea la Dumnezeul adevărat. Dacă vrem să avem copii fericiți, trebuie să creștem copii care să învețe ce înseamnă adevărata închinare. Ce înseamnă a sta în prezența lui Dumnezeu. Ce înseamnă a avea părtășie cu Dumnezeu. Păi da, frate, dar nu le place. Clar că nu le place la micii noștri păgâni să stea în fața lui Dumnezeu. Ei vor să joace doar. Nici la păgânii maturi nu le place. Adu un om de pe stradă și pune-l în biserică. Să vezi cum se foiește. Uf, ce se întâmplă? Problema nu e că sunt mici, problema e că nu-L cunosc pe Dumnezeu, în felul în care un om trebuie să-L cunoască atunci când este adus la viață de Duhul Sfânt. Dar soluția nu e ca să-i lăsăm să plece de aici, soluția e ca să-i aducem acolo în care duminică după duminică, miercuri după miercuri, pot ca să fie expuși la închinarea adevărată, la proslăvirea lui Dumnezeu, la cuvântul lui Dumnezeu, în speranța că Duhul Sfânt va lucra în inimile lor și într-o zi vor vedea și ei bucuria de a-L cunoaște pe Dumnezeu, de a te închina lui Dumnezeu și vor respinge orice altă ofertă a lumii. Și vor spune, nu vreau. Nu vreau ce mă oferiți voi pentru că am o bucurie superioară. Trebuie aduși în casa lui Dumnezeu. Pentru că dacă au fost crescuți în cuibul bisericii, dacă au fost protejați de această lume, dacă au fost crescuți după cuvântul lui Dumnezeu, dacă au învățat și au gustat bucuria închinării adevărate, atunci când vor crește mari și vor zbura departe de casele noastre, cu siguranță se vor întoarce înapoi la cuibul copilăriei. Cu siguranță vor veni înapoi și își vor aminti de ceea ce au experimentat împreună cu familia lor, cu mama și cu tata, cu surorile și cu frații din biserică și într-o bună zi, când vor fi departe de aici, vor simți nevoia ca să vină înapoi. În acea zi în care atacurile lumii va copleși, când suferințele acestei lumi vor fi prea dureroase, vor ști că există un loc de siguranță.
vor ști că există un loc de bucurie și acel loc este templul lui Dumnezeu. Este ceva normal. Este ceva firesc până la urmă. Copiii la 20, 30, 40, 50 de ani, când îți dă viața așa peste cap, și la 30 de ani mai simți așa nevoia să mai duci la mama și la tata acasă. Parcă acolo ești în siguranță, știi? Nu neapărat că ar putea mama și tata să facă mare lucru pentru tine la 30 sau 40 de ani. Problemele cu care te confrunți la etapa aceea în viață îi depășesc până la urmă și pe părinți. Dar parcă altfel te simți. Am senzația aceasta, de exemplu, când mă duc acasă, la biserica în care am crescut, la New York, parcă mă simt altfel. Știu că este doar o senzație așa, știu că este un deja vu din ăsta. Dar acolo am crescut. Acolo am fost protejat. Acolo am fost binecuvântat în mod deosebit de Dumnezeu. La fel și copiii noștri, dacă sunt aduși și expuși biserici, închinării, cuvântului, în acea zi în care nu vor ști unde să alerge, unde nu vor ști unde să caute adăpost, vor zbura înapoi la cuibul copilăriei lor. Copiii noștri sunt cei mai binecuvântați atunci când cresc în prezența lui Dumnezeu și atunci când cresc în casa lui Dumnezeu. Pentru că aici ei sunt bogați. Aici ei cresc în casa împăratului. Lumea aceasta încearcă ca să le vândă, mai ales copiilor, dar și părinților, că ai nevoie de mult ca să fii fericit. Te uiți la reclamele la televizor. Toate reclamele au premisa aceasta. Ai fi fericit dacă ai avea lucrul acesta. Asta-i, tot ceea ce înveți într-o facultate de marketing e asta. Să-i prezinți la om ceva și după aia ca să-i prezinți premisa că dacă ar avea acel lucru ar fi fericit. Da? Asta e tot ceea ce fac cei care fac marketing. Și miliarde și miliarde și miliarde de euro sunt cheltuite în fiecare an de diverse companii, de la Orange până la Adidas, până la Mercedes, ca să-ți prezinte ceva și să-ți spună dacă ai avea lucrul acesta, ai fi fericit. Dacă ai avea nou iPhone, ai fi fericit. Dacă ai avea nou laptop, ai fi fericit. Dacă ai avea nou Adidas, ai fi fericit. Știți care este surpriza? Faci tot posibilul să obții acel lucru și nu ești fericit. Pentru că în momentul în care ai, vin cu altceva și spun, uite, dacă acum ai avea asta, acum ai fi fericit. Da? Și lupta aceasta merge la infinit. Dar copiii noștri sunt chemați să crească în casa împăratului. Să fie printre cei mai bogați din această lume. Toate bogățiile lui Dumnezeu sunt la îndemâna lui. Toate binecuvântările duhovnicești sunt revărsate în mijlocul sfinților săi de fiecare dată când se întâlnesc. Ăstea da bogății. Nu iPhone, nu Adidas. Ăstea bogății. Și copiii noștri pot fi copii de împărați, să crească ca și copii de împărați. Copiii noștri pot fi cei mai educați copii. Pot fi educați cu cele mai alese învățături din cuvântul lui Dumnezeu. Facultățile acestei lumi nu au nimic de oferit în comparație cu propovăduirea cuvântului. Ceea ce poate un copil să învețe de la vârsta de chici și până pleacă la facultate în biserică, egal cu 10 doctorate în comparație cu ce va învăța la Cluj. Zero barace învață la Babeș. Comparat cu ce pot învăța aici. Nu că-s eu păstorul vostru. În orice biserică, în bisericuța aceea de la țară, în care un om simplu mere și bâlbâie la învon din cuvântul lui Dumnezeu, acei copii primesc o educație mai aleasă decât orice școală. Să-i furi de asemenea educație. Este o tâmpenie. Este o prostie. Când oamenii plătesc bani grei să-și trimită copiii la școli private, unde învață doar prostii. Copiii noștri sunt aici protejați de capcanele lumii acesteia și de primejdea eternă. Aici sunt protejați de toate ofertele păcătoase acestei lumi și aici sunt învățați cum să răspundă în mod corect la aceste capcane. Provocarea care ne-o lansează David în această seară este aceasta. Cât de mult ne dorim pentru noi și pentru copiii noștri să locuiască în casa lui Dumnezeu. Cât de mult ne doare, cât de mult suferim pentru această dorință. Am ajuns ca să ne afecteze sănătatea? Am ajuns ca să simțim durere în carnea noastră, în inima noastră?
Sau suntem satisfăcuți fără Dumnezeu? Fără Hristos? Când e vorba despre copiii noștri, întrebarea este cât se poate de simplă. Îți iubești cu adevărat copilul? Dacă îl iubești cu adevărat, atunci vei sta în rugăciune. Vei sta în suspine până când tu și toți ai tăi sunt în siguranță în casa lui Dumnezeu. Vei face tot posibilul și vei căuta fiecare oportunitate ca să aduci pe copilul tău să fie în comunitatea credincioșilor. Orice sacrificiu! Frate, ce înseamnă asta, orice sacrificiu? E foarte abstract. Păi vă spun, când fratele păstor tot lansează inițiative să trimită niște oameni să pregătească pentru lucrare cu copiii, vei face orice sacrificiu și te vei duce. Când vine vorba de a organiza posibilități ca copiii noștri ca să se întâlnească și nu numai așa să joace fotbal, că aia pot juca oriunde. Și să aibă ei părtășie împreună cu noi, după mințile lor, așa cum sunt ele. Și să le vorbim din cuvântul lui Dumnezeu. Vei face orice sacrificiu. Când vei avea de ales între a te duce departe de familia ta unde nu te poți ocupa de ea sau a sta acasă și a te ruga cu copilașii tăi, vei face orice sacrificiu. Dacă îți iubești copiii și dacă îi vrei în casa lui Dumnezeu. Mulți dintre noi au înghițit această minciună care ne-o vinde lumea. Că ne iubi familiile înseamnă să le dăm aia, să le dăm aia, să le dăm aia, să le dăm aia. A iubi familiile noastre și a iubi copiii noștri înseamnă a-i aduce la adăpost în templul lui Dumnezeu. Înseamnă a fi întotdeauna preocupați de a-i pune în contact cu cuvântul lui Dumnezeu, cu comunitatea credincioșilor. Asta înseamnă dragoste pentru copiii noștri. Asta înseamnă dragoste pentru familiile noastre. Spurgeon zicea, ca și o regulă, și de altfel o regulă biblică, copiii din părinți duhovnicești în cele din urmă ajung duhovnicești. Și acolo unde sunt excepții, spune Spurgeon, sunt întotdeauna și motive. Am privit cu atenție, zice el, și am găsit întotdeauna lipsă de rugăciune, inconsecvență de partea părinților, duritate, lipsă de învățătură creștină sau umblare după poftele firii pământești. Dacă copiii sunt învățați calea lui Dumnezeu, ei nu se abat de la ea. Ce vrea să spună prin asta? Biblia ne promite, da, în proverbe, că dacă învățăm pe un copil calea lui Dumnezeu, el nu se va bate de la ea, în cele din urmă. Și principiul acesta este în general valabil, nu tot timpul. Țineți minte, am studiat împreună cum interpretăm cărți gen proverbe și aici sunt principii. Da? Până la urmă, Dumnezeu este suveran și face ce vrea, cum vrea, când vrea, rânduiește tot. Dar în principiu ideea îi, crește un copil după cuvântul lui Dumnezeu și el se va întoarce la cuvântul lui Dumnezeu. Și Spurgeon spune în experiența lui de păstor, când principiul acesta nu este validat, problema sunt părinții. Sunt inconsecvenți în felul în care își trăiesc viața. Nu-și educă copiii, nu se roagă cu ei, nu studiază cuvântul. Și după aia la sfârșitul vieții zic, da, Doamne, da, am făcut tot posibilul. Tot posibilul, Doamne. Toți am avut discuțiile acelea cu părinții noștri, probabil, știi? Când ai călcat pe bec. Cel puțin eu am avut. Ai călcat așa grav pe bec. Și se enervează mama sau tata. Și începe și îți înșiruie tot ceea ce a făcut pentru tine. Pe mine mă irita foarte, foarte mult, pentru că chiar în mintea mea de copil logic, eu trebuia să-i zic, hei, dar-i datoria ta. Da? Dar acum ca și o mare, ce mă înfurie mai mult, e că dacă ne uităm în experiențele noastre, întotdeauna ni se înșiruie nu binecuvântările spirituale. Ți-am cumpărat aia, ți-am dat aia, te-am trimis acolo, ți-am plătit aia. Ca atare, zice mama sau tata, pocăit de obicei, îmi datorez respect. Rar ca să auzi un părinte care vine și spune, copile, m-am rugat zi și noapte pentru tine. Te-am învățat Sfintele Scripturi. Te-am dus la biserică. N-ai prea auzit, nu? De obicei, ți-am luat Adidas, ți-am luat telefon, ți-am făcut toate mofturile. Și tot ești un nemernic. Și frustrarea părintelui este asta. Am investit tot ce am avut mai bun în tine. Banii mei, munca mea, da?
și investiția mea nu este returnată. Ați observat ce s-a întâmplat? Dar ce-o investit? Nu tot ce-i mai bun, tot ce-o considerat părintele mai bun. Bani, excursii, haine, jucării, etc. Și ce se întoarce la părinte? Păi se întoarce ceva de calibru a ceea ce ai investit. Ai investit lucruri lumești și primești lucruri lumești. Dacă ai investit lucruri duhovnicești, rugăciune, cuvânt, cântare, părtășia frățească, vei primi din investiția ta lucruri duhovnicești. Asta este principiul, da? Spurgeon atrage atenția și spune, principiul acesta biblic, cele mai multe ori este valid și atunci când este invalidat, vina se găsește de obicei la părinți. Părinții nu trăiesc vieți creștine. În concluzie, trebuie să ne punem întrebarea dacă tânjim după casa lui Dumnezeu, dacă tânjim după părtășia frățească, dacă tânjim după cuvântul lui Dumnezeu, dacă tânjim după rugăciune, suntem nerăbdători ca să ajungem la casa Domnului să ne rugăm împreună, să ne rugăm unul pentru altul, să ne purtăm suferințele. Să știți că nu este ceva care vine de la sine. De multe ori trebuie să te lupți cu firea. Am experimentat lucrul acesta. Noi practicăm mărturisirea păcatelor. Alții nu o prea practic în ziua de astăzi. Eu cred că este încă biblică. Eram în Viena și săptămâna trecută am petrecut cu soția în Viena și discutând despre întoarcerea noastră, îi zic la în cazul că trebuie să-ți mărturisesc ceva. Mi-e dor să mă întorc în România, dar mi-e și groază în același timp. Zice, și mie am același sentiment. Mi-e dor de fete, mi-e dor de familie, de tot, dar știu că trebuie să încep școala din nou, știu că trebuie să încep toate responsabilitățile și parcă, și mă gândeam și eu, fiecare cu problemele lui, măi, și mie mi-e dor de frați, mi-e dor de părtășie, dar știu că și problemele și poverile și familia aia se confruntă cu aia și sora aia cu aia alaltă și simțeam așa cum încet încet cum mă apropiam de granița cu România, povara devenea din ce în ce mai grea. Și realmente a trebuit ca să mă lupt cu gândul acesta și să zic, măi, bucuria de a fi cu frații mei este cu mult mai mare decât toate poverile și toate grijurile. Ca tare, e mai bine cu voi aici, cu probleme, decât fără voi în concediu. Cam asta e ideea. Dar ideea aceasta nu vine de la sine și nu e natural. E nevoie de cuvântul lui Dumnezeu și de Duhul Sfânt care să lucreze în noi și să ne trezească la această realitate. Cei mai mulți trăim în concediu de la biserică. În concediu de la... Nu avem nicio treabă unul cu altul, nu avem nicio treabă cu comunitatea sfinților. Am luat concediu unul de la alții. Nu există concediu de la familie. Nu există concediu de la biserică. Nu există concediu de la trupul lui Hristos. Aici este adevărata binecuvântare. Aici, unde este cuvântul lui Dumnezeu, unde este părtășia frățească, unde este rugăciunea, unde este purtarea poverilor, aici suntem binecuvântați în mod deosebit de Dumnezeu și trebuie să tânjim după casa lui Dumnezeu. Trebuie să tânjim până acolo că să ne doară când nu suntem în casa lui Dumnezeu. Trebuie să fim preocupați. Să facem din casa lui Dumnezeu casa noastră. Să fie pentru noi și pentru familia noastră un adăpost. Să fie un cuib pentru copiii noștri. Un loc unde să fie protejați și crescuți. Unde să găsească siguranță și bucurie. Și unde să-L cunoască pe Dumnezeu cu adevărat. Că dacă nu se întâmplă aici, altundeva nu există. Altundeva în lumea aceasta unde copiii noștri pot fi crescuți în siguranță, pot fi educați după cuvântul lui Dumnezeu și pot cunoaște bucuria închinării în fața lui Dumnezeu, alt loc pe această planetă decât în biserică nu există. Deci trebuie să ne luptăm pentru casa lui Dumnezeu. Trebuie să ne rugăm, trebuie să muncim, să transpirăm, să tânjim pentru ea. Ca ea să fie casa noastră și casa copiilor noștri. Amin.